Mă numesc Samuel Silvestru. Motivul pentru care am ales domeniul dată e pentru că e evident că e o meserie a viitorului. E una dintre metodele cele mai complicate, dar spre a ajunge la succes mare, și eu simt că asta e pentru mine. Partea practică a fost foarte interesantă. La fiecare lecție am venit entuziasmat pentru noi metode ca să avem succes. Avem cunoștință, doar că nu în piața Forex, avem cunoștință în domeniul cripto. Sunt persoane care investește în cripto și vrei nu vrei nu poți să nu auzi de trading și am simțit că trebuie numai decât de băgat și în domeniul dat. M-a făcut să văd cu alți ochi viitorul, simt că s-au deschis noi căi și sunt optimist. Am încercat și înainte de curs tranzacționări și dădeau eșec și nu înțelegeam de ce, dar acum că am înțeles teoria, altfel merge. Pe lângă alte hobby-uri pe care le-am, acesta cred că va fi cheia succesului pentru mine. Profesia de trader se potrivește oamenilor care vor mai mult la viață, care vor să aibă visuri mari, să ajungă cineva și recomanda cursul, dar doar persoanelor care sunt gata să accepte riscuri, pierderi, care nu sunt slabi de inimă, în caz de ceva e știbă. Atunci când investim pentru un echilibru emoțional, să fim mai optimiști, să ne bazăm pe teorie și nu pe noroc.